Bună dimineața, în primul rând. Numele meu este Cătălina Serafin, marketing manager la Lucrurilor, după cum vă spunea și Michi. O să vorbesc astăzi despre produsul care a câștigat anul trecut titlul de produsul anului în categoria de vopsea de păr, vopsea pentru păr. Lucrurilor este singurul brand de vopsea pentru păr românesc, 100%, este în momentul de față de 25 de ani pe piața locală, chiar anul acesta se sărbătorim 25 de ani și ne bucurăm cu lucrul acesta, o istorie frumoasă, lungă, cu tradiție și cu foarte multe rezultate și apreciere din partea consumatorului. De mai bine de 3 ani de zile, conform datelor de Nielsen, Lucrurilor este cea mai cumpărată vopsea de păr din România. Consumatorii ne apreciază, lucru care s-a văzut atât în vânzări, cât și în datele de vânzări, din care ne arată că avem cea mai bună awareness, cea mai bună considerație și cea mai mare bază de loialiști din piață. Okay? Iar în 2017, Lucrurilor Expert Oil Fusion, unul din produsele lor lansate, a fost votat de către consumatori drept produsul anului în categoria de vopsea pentru păr. Ceea ce am făcut practic, inovația produsului a fost să oferim o nouă tehnică de preparare. Da? Toate produsele de viață aveau în momentul respectiv uleiurile integrate în vopsea. Beneficiul fiind că, da, ok, te protejează în momentul în care te vopsești. Ce am făcut noi a fost să scoatem uleiurile și să le punem lângă. Da? Pe principiu, acum, nu numai că îți oferim un produs de colorare absolut excelent, ci să oferim și experiența ta la spa, prin utilizarea uleiurilor în momentul în care vrei tu, cum vrei tu, le vezi, le controlezi. Da? Practic, am beneficiat de un context al consumatorului foarte bun. În momentul respectiv, ingredientele naturale erau pe un super trend. În continuare, sunt pe un super trend. Folosim absolut tot ce se găsește prin bucătărie, în îngrijirea feței, îngrijirea părului, îngrijirea corpului. Tot ce găsim și se poate aplica, de regulă utilizăm. Da? Doi la mână, am avut premisa că în piață, în rândul consumatorilor, fără amoniac, se traduce cu mai sănătos. În mintea consumatorului, dintr-un motiv sau altul, da, se creează această asociere între amoniac, care este un gaz natural la urma urmei, numai că nu e rost neplăcut, ca fiind dăunător, degradează firul de păr. Fără amoniac, din contră, este văzut mai protejează mai mult, degradează mai puțin, te ajută să-ți păstrezi frumusețea părului pe perioadă mai bună. Vă spun din interior că e o percepție totul falsă. Da? Okay? Pentru că amoniacul fiind natural se evaporă în momentul în care îl amesteci, e un gaz, nu ai niciun fel de problemă. Fără amoniacul, NA-ul este un produs chim, care rămâne în continuare pe păr. Da? Așa că... Dar ne bucurăm de această percepție a consumatorului, eu încurajăm în continuare că nu avem ce să facem. Așa, și prin urmare încercăm să compensăm, măcar la nivel moral, ceea ce știm noi în interior că nu este chiar așa. Da? Adică, am pus uleiul natural. Uleiurile naturale sunt un garant al efectului de tratament. În momentul în care te gândești la un ulei natural, te gândești automat la un efect de spa, de tratament, de hidratare intensă, de reconstrucție, practic, a firului de păr. Da? Doi, o altă premisă de la care am pornit. Consumatorii ne-au spus în diverse studii. Te unde știu eu că chiar puneți ulei în vopseaua de păr, că eu nu-l văd. Voi îți puneți 80% conține ulei. Ce înseamnă 80%? 80% din ce? Da? Cum măsori lucrul ăsta? E vorba doar de pulverizați deasupra cazarului și am ulei de păr în mământul? Sau pe bune conține ulei de păr? Ăsta este și motivul pentru care l-am pus pliculețul alături și am zis, ok, dați ulei de păr. Da? Nu e o minciună, asta este calitatea, este suficientă cât se va asigură un tratament foarte bun la ulei de păr. O altă premisă de la care am pornit a fost faptul că viața de vopsea pentru păr fără amoniac era în creștere în momentul respectiv, în continuare este în creștere, apar la momentul respectiv o creștere de 21% versus anul trecut, iar cea fără amoniac uleiul de o creștere de 14%. Deci un context favorabil pentru produsul nostru în momentul în care l-am lansat. La un Lucrurilor Expert Oil Fusion. Vopsea permanentă
pentru păr fără amoniac, conține 6 uleiuri naturale, 100% natural, fără silicon, fără adaosuri, fără apă și alte nebunii în ele, da? Pentru experiențe similare cele de spa pentru părul tău. 4 din uleiuri se află în pliculețul separat, și aici vorbim de măsline, jojoba, nectare și scumpuri de struguri, după care un ulei se află în masa de îngrijire ulterioară obținii, și aici vorbim de ulei cu argan, ulei de argan, iar al șaselea în conținutul de vopsare. Este vorba de ulei de floarea soarelui, care are beneficii extraordinare pentru părul mai voi. Nu este același cu cel de gătit, da? Să ulei de gătit după aia. Ok? E un ulei foarte bun și care potențează foarte mult strălucirea părului. Ce am făcut? Cum am pus în practică? Odată ce am lansat această inovație, am câștigat premiul pentru produsul anului, pentru că consumatorul a văzut care este inovația și a recunoscut-o ca atare. Ce am făcut mai departe? Am pus-o pe produs, evident, primul lucru. Da? Ne-am pus timpul și ne-am mândrit cu el peste tot. După care am creat echipament pentru promotări cu acest nume, da? Cu expert, locolor expert la Infusion. Toți promotorii noștri erau cămăși personalizate la raft, în care brandul era foarte vizibil. Ulterior, la raft am făcut wobblere, postere pentru comerțul tradițional, shelf toggle pentru comerțul tradițional, după care am evidențiat foarte bine acest timp și inovație. Și faptul că a fost votat produsul anului în 2017. Header pentru standuri, peste tot în comerțul modern. Pe site, evident, am acordat importanța cuvenită. Am făcut hero pentru mobil, pentru style. Am dezvoltat acolo informații atât despre cercetare cât și despre inovația în sine. În primul rând, am folosit de tot ce s-a mărit pentru femei, da? Avantaje, unica, viva, machete, advertoriale în care am subliniat din nou inovația anului 2017 ca fiind locolor expertului Fusion. Am avut TV. În perioada 10 noiembrie 17 decembrie am folosit un mix de media foarte bun, am avut un număr de TRTs consistent, spunem noi, ne-am folosit de calitatea, am investit de fapt și în calitate, nu doar în cantitate, nu doar în frecvență, ci și în calitate, însemnând poziționări bine, în sloturi, solo spoturi și care povestea asta. Nu știu dacă putem să vedem spotul, da? Experții locolor îți prezintă Loncolor Respiratory Fusion, colorare fără amoniac, intensă și durabilă, cu 6 uleiuri naturale. Votat produsul anului pentru inovație, noua tehnică de preparare dedicată în grijirii părului tău, cu mixul de uleiuri naturale adăugat chiar de tine la mesecul de colorare. Loncolor Respiratory Fusion. Loncolor. Culoarea încrederii. Ok? După care am comunicat în online și am făcut proiecte speciale cu blogă, ne-am folosit mult de influență din zona de femei, evident, și am creat niște zile magice în rolul expertului Fusion a începutului decembrie, în care a dat premii inovația anului, produsele noastre împreună cu alte produse învățate de la Malvenski, care scria în creterea mea. O activare care a avut foarte mare succes, a avut un nici foarte bun și comentarii de foarte bună calitate. Ce am obținut după tot de făcut acesta? După o comunicare 360 de grade, care ce cred, noi am focusat mai mult pe perioada noiembrie-decembrie, de aia și este ușor să o măsurăm. Da? A fost ușor să măsurăm impactul acestei distinții pe care am primit-o pentru acest brand în vânzările noastre. Da? Și poate bineînțeles că am comunicat 360 pe toate canalele. Da? În perioada în care am comunicat integrat Loncolor Respiratory Fusion, produsul anului, vânzările acestui produs au crescut 86% față de perioada anterioară. Da? Ceea ce pentru un produs nou este un mare lucru. Pentru... De cât timp este lansat produsul pe piață?
este lansat la sfârșitul lui 2016, lista din toate conturile a fost la începutul lui 2017. Da, este vorba de aceeași instituție, pentru că aici vorbesc de noiembrie, decembrie versus septembrie-octombrie anul trecut. Da? Prin urmare, da, s-a văzut perioada de comunicare integrată cu susținerea cursului anului intens versus perioada anterioară, cu aceeași instituție, aceeași premise. În unele conturi de key accounts, locălor expertul Fusion cu timpul produsul anului și comunicarea tare evident, a ajuns la performanța de a vinde la jumătate față de cea mai vândută vopsea din România, locul Ultra. Pentru noi, locul Ultra este, cum să spun, locul optim al tuturor vânzărilor. Este pentru cel mai bine distribuit, cel mai bine vânzut în România. Toată lumea se înghesuie să facă pasări cu el, se înghesuie să-l bage în mine în auto, toată lumea vrea pe capete de raft pentru că vinde, da? Indiferent de moment. Faptul că locul Expertul Fusion a avut o astfel de performanță, da? Raportat la locul Ultra, pentru noi a fost un bucurător. A fost un foarte bun indicator că produsul acesta poate să ajungă la, să aibă și mai mult succes pe viitor, da? Comunicat cu noi. Datorită distinției de produs anului în categoria de vopsea pentru păr, ne-a fost mult mai ușor să comunicăm cu conturile și să îi convingem să ne ajute la rândul lor. Pentru că, cum bine știți, în momentul în care lansezi un nou produs, este foarte greu ca ei, neavând niciun fel de istoric al vânzărilor, să îți prioritizeze niște plasări secundare, să-ți pună niște capete de raft, să te comunice în reviste, să facă orice pentru tine. Prin urmare, cu distinția aceasta ne-a fost mult, mult mai ușor să comunicăm cu ei și să convingem și la nivel local și la nivel central, însemnând la nivelul paierilor, să ne ajute cu produsul și să-l punem corect.